Vă mulțumesc că ați venit, să mă vedeți, să mă ascultați, să ne solidarizăm. Trecem un pic la teoria infecției. Și tot din punct de vedere istoric. Italianul Girolamo Fracastoro a fost primul care a formulat o ipoteză a contagiozității. A scris o lucrare în 1546 intitulată De contagionibus et contagiosis morbis et eorum curatione, deci de bolile contagioase și vindecarea. Ipoteze. Da? Asta trebuie precizat pentru ca să înțelegem că nu lui Pasteur a fost cel care a descoperit teoria, așa zisa teoria infecției. Da? Apoi îl avem pe Antonius van Leeuwenhoek, un olandez, care a inventat microscopul optic, prin care se mărea de 100 până la 150 de ori tot ce se vedea. El a descoperit în apă și în salivă niște entități pe care le numește animalicule. Și foarte interesant este că în 1683 și-a comunicat descoperirile la English Royal Society, dar ce a făcut el au fost simple descrieri obiective, nici urmă de descriere de vreo patogenitate. El a descris pur și simplu ce se vedea sub microscopul optic, ce se întâmpla cu acele structuri. După care au apărut pe platou infecționiștii. Bineînțeles, mari fani ai ideii de monocauzalitate. O boală, o cauză. Și, evident, o travă numită microb. O boală, o cauză, un remediu. Ca să cităm pe Paul Ehrlich, cercetătorul german, un magic bullet. O soluție pentru toate. Și îl avem pe Edward Jenner, îi avem pe lui Pasteur, pe doctorul Robert Koch și pe doctorul Paul Ehrlich, ca reprezentanți de bază. Sunt mai mulți, dar să nu fie folia goală. Și avem pe așa numiți anticontagioniști, care spuneau că microbii nu sunt cauza, ci consecința simptomelor și apar abia după ce omul se îmbolnăvește. Da? Și aici avem nume reputate. Profesorul Benjamin Rush, Antoine Bechamp, Max von Pettenkofer, Florence Nightingale, asistentă medicală care a avut experiență medicală ca nimeni în lumea asta, și doctorul Julius Hensel. Florence Nightingale era supranumită Doamna cu lampa. Și aici mi se pare o metaforă tare frumoasă, mai ales în această fotografie, pentru că simbolizează pur și simplu faptul că în momentul în care îngrijești un bolnav și te ocupi de el cu dedicație și cu dragoste, se aprinde o lumină. Deja se întâmplă ceva bun. Da? Și aș vrea să vă citesc ceva dintr-o lucrare a ei. Note despre îngrijirea medicală se numește, din 1860. Deci ea era contemporană cu Pasteur și cu toți băieții. Și a spus așa: am fost crescută crezând că variola se născuse dintr-un prim specimen, care apoi a continuat să se propage într-un lanț perpetu, la fel cum a existat un prim câine sau o primă pereche de câini. Și că variola nu ar porni de la sine, așa cum un câine nou nu ar apărea fără să fie existat un câine părinte. Dar de atunci am văzut cu ochii mei și am mirosit cu propriul meu nas variola apărând de la sine, fie în încăperi închise sau în secții de spital supraaglomerate, unde nu avea cum să fie luată de la altcineva, ci acolo era chiar sursa. Am văzut, de exemplu, în camere supraaglomerate cum febra continua să crească. Când creștea mai mult, devenea febră tifoidă. Un pic mai mult, devenea tifos. Totul în aceeași secție sau încăpere. Oare nu ar fi mai mult, mai bine, mai autentic și mai practic dacă am privi boala în această lumină? Căci, după cum ne arată experiența, bolile sunt adjective, nu substantive. 1860. Asistența medicală reală înseamnă a ignora infecția, cu excepția încercărilor de a o preveni. Curățenia și aerul proaspăt de la ferestrele deschise, cu o atenție neîncetată față de pacient, sunt singura apărare de care o asistență medicală are nevoie. Îngrijirea umană și înțeleaptă a pacientului este cea mai bună protecție împotriva infecției. Cea mai mare parte a acordării de asistență medicală constă în păstrarea curățeniei. Doctrina bolilor specifice este marele refugiu al minților slabe, ignorante, instabile, cum sunt experții medicali din prezent. Nu există boli specifice, există stări de boală specifice. Da? Deci, Florence Nightingale, o femeie foarte inteligentă și foarte empatică. Și acum îl avem pe unul dintre eroii propagandei vacciniste, domnul lui Pasteur, de profesie chimist, calificativ pe diplomă, mediocru. După părerea lui, viața era un proces mecanic, ce poate fi dereglat de influențe exterioare, evident. Boala pentru el era o invazie de germeni peste organismul care altfel era steril. Da? În ziua de astăzi știm că organismul nostru are de 10 ori mai multe bacterii decât celule. Practic, noi suntem oaspeți într-un corp de bacterii. Noi provenim din bacterii. A fost și plagiator de mai multe ori. Deci a plagiat teoria germenilor de la Fracastoro și în 1878 a publicat el teoria germenilor și aplicarea în medicină și chirurgie, unde preluase, evident, și idei despre fermenți, despre fermentare, plagiate de la Bechamp, de la profesorul Bechamp. A făcut experimente falsificate și neștiințifice, cum ar fi, de exemplu, în 1881, despre antrax, așa zisa buba neagră, boala cărbunoasă. El a susținut că o mixtură între microbi aerobi, numiți bacteridia, cu microbi anaerobi, germenii de putrefacție, ar neutraliza, practic, virulența bacilului antrax. Problema este însă că serul era secret, el a refuzat să pună la dispoziția oricui altcuiva compoziția ce făcea el, în schimb și-a vândut materialul, iar în momentul în care Comisia Sanitară din Ungaria, Universitatea din Torino, au încercat să reproducă cu aceleași soluții și seruri experimentele lui Pasteur, le-au murit animalele pe capete. În 1883, 6 profesori italieni au publicat un pamflet legat de aceste experiențe eșuate, intitulat "Despre dogmatismul științific al ilustrului profesor Pasteur". Trebuie să citiți. Pasteur a ignorat total. Pasteur a lăsat cu limbă de moarte că toți membrii familiei lui erau obligați să păstreze sub cheie toate documentele lui, toate caietele personale, notițele personale, tot, jurnalele, nu au voie să publice nimic. Însă ultimul urmaș a mai avut o zvâcnire de conștiință și a acceptat publicarea. Și profesorul Gayson, de la Universitatea Princeton, a studiat 10 ani de zile aceste carnete personale ale lui Pasteur, ajungând la concluzia că Pasteur și-a falsificat majoritatea experimentelor, a publicat doar rezultatele pozitive care îi conveneau lui, restul le-a notat doar în caietele personale și așa s-a născut cartea Știința privată a lui Pasteur. Au fost niște articole pe vremea aia, chiar și în ziare nemțești de prestigiu, unde s-a scris foarte pe scurt, foarte telegrafic despre faptul că Pasteur ar fi trișat un pic. Și concluzia era, nu știi dacă să plângi sau să râzi, sau să râzi sau să plângi, concluzia era mai bine că Pasteur s-a bazat pe intuiția lui decât pe experimente. Da? Deci, orice, cu orice preț, să nu cumva să dărâmăm dogma. Da? Iată-l pe bravul Don Quixote, îngerul inoculării. Aș vrea să vă redau un citat dintr-o prezentare pe care am văzut-o pe internet, unde un medic român, doctorul Nicolae Iordache, unde a redat informațiile lui despre apariția vaccinului antirabic, ca să vă dați seama de nivelul de cunoștințe pe care îl are un doctor pro-vaccinare. O prezentare care mi se pare că a fost pe Edu Medical, deci o găsiți pe internet, categoric. El spune așa, deci nu am găsit o critică mai bună decât să-l citez. Primele vaccinuri antirabice au fost făcute orbește. Deci nimeni nu știa care e microbul și care e mecanismul prin care te vindeci. Felul în care se făcea atunci vaccinul era în felul următor. Inoculau niște iepuri cu salivă de câini turbați, ăștia făceau rabie și după ceva timp mureau. Odată morți fiind, îi disecau, le scoteau măduva spinării, o puneau la uscat cumva timp de 10-15 zile, timp în care ei sperau că ceva care e acolo în măduva spinării și face rău omului, cumva se atenuează. După care luau bucata aia, o tocau mărunt, o amestecau cu apă, o dădeau la o parte reziduul, luau apa respectivă și o inoculau în oameni. La vremea respectivă ei nu cunoșteau nici cine dă rabia și nici mecanismul prin care se produce protecția, habar n-aveau de anticorpi, habar n-aveau nimic. Încheiat citatul. Știință pură. Știință pură. Întrebarea mea este următoarea. Și ideea mi-a venit în timp ce făceam prezentarea. În momentul în care Pasteur lucra foarte mult cu bacterii, da? Și a susținut că a descoperit un nou patogen, da? Virusul. Virus în latină știm că înseamnă o travă. Deci asta oricum nu are cum să fie, da? O travă invizibilă. Bun. Acum Pasteur lucra mult cu bacteriile. Dacă el ar fi observat că bacteriile cauzează boli, ce nevoie mai avea să postuleze un agent patogen mai mic decât bacteriile? Care, vezi, Doamne, trece prin filtrul lor și tot infectează, tot îmbolnăvește și... Deci e clar că el a constatat că bacteriile nu cauzează nimic. Bacteriile nu apar și nu se înmulțesc, cel puțin alea de descompunere, decât într-un țesut vătămat sau mort, care trebuie descompus. Deci bacteriile se înmulțesc în momentul în care în corp este nevoie de gunoieri. Gunoieri celulari, pur și simplu. Deci el a postulat în momentul acela că, bun, ok, nu e bacterie, atunci trebuie să fie ceva și mai mic. O travă și mai mică, un virus, un agent filtrabil, dar mai mic decât bacteriile, care ăla produce o travă și în organismul viu. Că el constatase, clar, și Bechamp publicase dinainte, că bacteriile nu produc așa zisele toxine, și ajungem și la asta, decât în țesuturi moarte. Da? Deci, acum urmează o poză, v-am arătat-o deja, nu vă pot cruța, pentru că e o poză, mă rog, n-am găsit una veche, normal că nu făcea Pasteur, n-a făcut poze cu ce făcea el cu câinii, dar am găsit o poză cu o pisică imobilizată pentru experimente. Încercați să vă transportați în timp, în vremea lui Pasteur, ca să vă dați seama ce se întâmpla cu animalele. Deci câinii erau legați de niște stâlpi de metal și imobilizați complet. Li se făcea trepanație, li se extragea masă cerebrală. Masa cerebrală era amestecată cu solvenți. Suspensia era injectată în creierul altor câini, care erau și ei legați. Câinii dezvoltau simptome neurologice. Concluzia lui Pasteur era: rabia e transmisă de virus. Rabia e cauzată de virus și se transmite. Da? Nu mai vorbim de morții pe care i-a cauzat în urma rabiei de laborator. Da? Concluzia oricum este fraudă științifică pe toată linia. Da? Deci rabia cel mult putem spune, da, simptome neurologice care se transmit prin trepanație și injecție în creier de masă cerebrală de la alte patrupede. Da? Un olandez, Paul de Kruif, a scris în 1926 o carte, Vânătorii de Microbi, în care aproape în toată cartea este foarte elogios la adresa lui Pasteur. Deci nu este o carte antivaccinistă, dar vreau să vă redau un citat din ea. Într-un final au găsit un mod de a atenua așa zisul virus sălbatic de hidrofobie, prin extragerea unei bucăți din măduva spinării unui iepure mort de rabie, punând la uscat acel material pentru 14 zile într-un borcan. Aici se unește, se pupă cu ce spune doctorul Iordache, a reținut ceva, că era cu iepure, cu măduva. După 14 zile au luat această zbârcitură de țesut nervos care fusese fatală iepurelui și au injectat-o în creierul unor câini sănătoși. Și câinii tot nu mureau. Inițial, Pasteur se gândise să injecteze rabia atenuată în toți câinii Franței. Dacă eliminăm rabia din toți câinii cu ajutorul vaccinului nostru, celebrul medic veterinar Nocard a râs copios. Doar în Paris sunt peste 100.000 de câini, ogari și cățeluși, îi spune el, și 2.500.000 în întreaga Franță. Iar dacă fiecare animal ar trebui să primească, după teoria ta, 14 vaccinuri în 14 zile la rând, de unde îi luăm pe executanții vaccinurilor? De unde iei timpul? De unde naiba iei iepurii? De unde iei atâta substanță de măduvă ca să faci măcar a mia parte din vaccinurile necesare? Da? Se din cartea Vânătorii de Microbi. Atunci lui Pasteur i-a venit cea mai simplă idee. Nu câinii trebuie vaccinați cu 14 doze de vaccin, ci doar oamenii care au fost mușcați de câini. Prietenul Robert Koch, în 1890, a susținut că a găsit remediul împotriva tuberculozei, numit tuberculină. Haideți să-l injectăm, bineînțeles, și să facem bani. A făcut o prezentare către guvern, către autorități, a făcut un calcul exact câți din populație erau îmbolnăviți, cât ar costa tuberculina, cât profit ar ieși la final. Declarase că există 43 de tulpini. Deci asta iar este super, un truc minunat, pentru că întotdeauna poți să susții. Păi nu era tulpina A, era tulpina B. Nu era C, era X. Bun. A și mai împărțise și în tuberculina veche și tuberculina nouă. Pe aia falsă nu avea. Așa. Rețeta, bineînțeles, ca și la Pasteur, secretă. La tuberculină. Da? El susținea că tuberculina la sănătoși produce inflamații tuberculoase și pe bolnavi vindecă. Și pe vremea aia, exista și pe vremea, bineînțeles, reviste satirice care au publicat un articol întrebându-l pe Robert Koch dacă nu cumva vrea să inventeze și un vaccin împotriva bacilului escrocheriei. Da? Rezultatul a fost mii de decese pe vremea aia, care nu au putut fi mușamalizate. Deci Robert Koch a fost o perioadă ieșit din grația publică, pentru că nu au mai putut fi mușamalizate eșecurile cu tuberculina. Și ce s-a întâmplat atunci a fost omor. Ce a făcut el bun pentru știință, nu știu cât de bun, dar, mă rog, ceva progresist, da? El a fost cel care a pus bazele tehnicii de colorare a bacteriilor, prin care acestea erau mai ușor de identificat la microscop. Doctorul de anatomie, Henle, postulase, apropo de teoria infecției, niște legi prin care el susținea că dacă cercetătorii, dacă știința, dacă oamenii de știință vor să demonstreze că microorganismele cauzează boli, trebuie îndeplinite aceste postulate, fără excepție. Da? Deci microorganismul trebuie să fie prezent și observat în toate cazurile unei îmbolnăviri. Microorganismul trebuie izolat de la individul bolnav și apoi cultivat într-o cultură pură. Microorganismele crescute în cultură pură, când sunt inoculate într-un individ susceptibil, trebuie să cauzeze aceeași boală. Și microorganismul trebuie apoi observat și recuperat de la individul supus experimentului. Și noi suntem încă la punctul 1, care nu este încă îndeplinit. Deci dacă toată lumea din sală își face analizele, vă găsim pe toți cu streptococi, cu tot felul de coci, da? Teoria pleomorfismului. Cred că mulți o cunoașteți deja. Susținută, printre altele, de profesorul Antoine Bechamp, care, nu știu dacă știați, a studiat farmacia la București. Am aflat despre el. Da. El spune că bolile apar doar în noi și prin noi. Da? A scris foarte multe articole, a publicat în Academia de Științe, spre deosebire de Pasteur, care publica foarte puțin, ca să nu fie prins cu o caua mică. El, Pasteur, în schimb, avea foarte multe relații. Era foarte bine ancorat la diverse ministere. Bechamp era om de știință. El făcea experimente, publica, scria articole, cărți. El a studiat, de altfel, și boala viermilor de mătase, de la care, bineînțeles, Pasteur a copiat foarte mult, a plagiat foarte mult, după ce mai întâi l-a combătut pe Bechamp la sânge, după aceea i-a preluat ideile. Bechamp a descoperit așa zisele microzime, care sunt germenii vieții, sunt niște mici fermenți, care alcătuiesc practic celulele și organizează întreaga materie. Da? Și aceștia sunt poliformi, își pot schimba forma în funcție de nevoile mediului. Mediul dictează întotdeauna ce se întâmplă cu celulele și cu țesuturile. Iar germenii sunt simbionți și gunoieri celulari care nu se înmulțesc decât în țesuturi bolnave. Da? Deci el susținea că viața este un proces biologic. Spre deosebire de Pasteur, care era un chimist mediocru, da? Trebuie să știm că Bechamp era doctor în știință, doctor în medicină, cu masterat în farmacie, profesor de chimie medicală, de farmacologie. Deci, da? Apropo de reputație și de... Dar nu le luăm după asta, ne luăm după ideile pe care le susțineau și cum le motivau. Tot la anticontagioniști îl avem pe profesorul german Max von Pettenkofer, profesor de chimie medicală, șeful Catedrei de Igienă a Universității München, care studia holera și a susținut și a și demonstrat că holera era cauzată, sau simptomele de holera, pentru că tot așa, multe erau diagnosticate ca ciumă, variolă, care erau de fapt holeră, sau variola era holeră și toate, erau interșanjabile. Deci nu vă fixați pe concepte și pe idei și pe ideea unui singur diagnostic. Deci întotdeauna trebuie să ne gândim pe simptome, care erau simptomele, da? Deci era vorba tot de otrăvire, practic, intoxicație erau, da? Apa infectată cu excremente, cu reziduri industriale. El s-a implicat foarte mult în igienă, în canalizare, și la nivel politic, în alimentarea cu apă potabilă a orașului München, astfel încât München ajunsese unul din cele mai curate orașe europene, datorită eforturilor lui. Și pentru că a fost contemporan cu Robert Koch, care susținea teoria infecției, da? Un microb, o boală, un remediu, cel mai bine al meu, tuberculina, super. Profesorul von Pettenkofer a făcut așa numitul experimentum crucium, în care, în fața studenților săi, a băut un pahar cu bacili de holeră. L-a băut frumos, n-a avut absolut nimic. I-a scris o scrisoare de salutări domnului doctor Koch. Da? Deci era clar de atunci, pentru mulți experți, profesori, era clar de atunci că microbii nu cauzează absolut nicio boală. Da?